să vă anunțăm că această casă le deține dânșilor și va trebui să... Stai puțin, deci care e treaba? Mașina mea e luată tot de poliție? Bă, fură ăștia tot, bă, jos! Jos guvernul! Deci gata să-l vedeți pe Mariusel cu skin-ul? Până atunci să se îmbrace Mariusel. Alo, alo, Mayday! Lasă, tu dai drumul acolo, că te țin. 3, 2, 1 și... Bine, m-am regăsit, guys, la un episod de Mariusel. După cum vedeți aici pe Cileanu. Astăzi avem un episod super mișto pentru că avem skin nou și o să vedeți în curul la ce mă refer. Așa că rămâneți până la final și avem o ediție specială de Halloween a episodului de Mariusel, pentru că știți că mai e foarte puțin și Halloween, depinde când vedeți voi acest episod. Așa că, ce să vă mai zic, nu mai stăm la discuții, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai aveți episoade cu Mariusel pe viitor. Ca să vă zic o mică paranteză așa ce se mai întâmplă, că n-am mai făcut un episod de foarte mult timp, încă sunt cu clasa 12-a, cu nebunii complicate. E vacanță, dar la mine nu prea mai e vacanță. Și legat de mașină, mai e foarte puțin și vine mașina, din păcate. Matizul este dat, este dus pe altă planetă, din păcate este rip Matizul, dar simt că o să vă placă noua mașină oricum. Așa că mai rezistați puțin, că și eu încă rezist să nu vă zic. Așa că vreau să mă opresc din vorbire legate de mașină și să-i dăm drumul mai bine la episod, pentru că poate mă scap și mai bine nu. Ok? Mai bine dăm drumul la episod. Credeți-mă că o să merite toată așteptarea, sper să merite. Deci nu știu, sunt mega hype când mă gândesc la mașină. Hai să nu mai vorbim, să dăm drumul la episod, ok? Bună! Bună! Mă auzi? Da, eu te aud. Tu mă auzi? Uite-te puțin în față, pe gardă așa, că e cineva acolo pe gardă, pasăre, văd că pare fumează. Este bine să uită la noi. Mamă, ce păsări mișto! Wow! Pă bune! Ăla e vecinul? Nu știu, mă întreba mine. Wow, ne face poze! Ia stai mă, că mă duc să vorbesc cu el, că... Yeah. Auzi, unde te crezi? Nu crezi că... ești pe proprietate privată? Mă scuze de atunci. Uite-l mă, s-a urcat pe Dacia ca să ajung aici. Ia uite-o mă! Guys, vreau să vă zic că s-a băgat un update foarte mare pe server și o să vreau să discut multe chestii legate de server acum. Pentru că s-a adăugat un update pe OneTap România, roleplay, wipe total, nebunii. O să vedeți mea că s-au adăugat multe chestii mișto, o să le încercăm câteva pe live-ul ăsta. Da, te aud, normal că te aud. Nu spune că iară acolo, nu, ok. A plecat, a fost. Lasă-l, uite că, uite, gata, s-a dus. Gata, se duce, nu e ok, e ok, e ok, e ok. Așa, auzi? Da? Da, deci vreau să zic ceva. Spune. Știi, nu, că gen, noi trebuie să facem nunta, nu? Da, știu. Și gen, tu n-ai nimic de îmbrăcat, gen. Iar ajunge la îmbrăcămintea mea. Bine mă, astăzi da. Astăzi mergem și rezolvăm cu hainele, ok? Bine. Asta îți promit că mergem să luăm hainele. Deci, zi-mi, uite și tu. Vă promit că asta, uite, mergem, iau un palton sau ceva, nu știu, văd pe acolo ceva special, știi, așa, de stoful, nu știu ce. Niște blugi, că nu port eu de-alea așa, eventual fără găuri în ei. Și, nu știu, mai văd eu un rest, ok? Rezolvăm noi, da? Da. O rezolvăm astăzi, ok? Stai liniștită, știu că mai te grăbești, dar nu-i grabă nicăieri, ok? Hai, venim cu acestea și un brațe, nu-i grabă, ok? Stai chill. Nu-i grabă. Normal. Chill. Nu-i grabă. Nu-i grabă, guys. Nu-i grabă, boys. Nu-i grabă. Hai, vină încoace. Vreau să vă zic că s-au adăugat multe chestii, printre care și ceva special la telefon. Hai să arăt ceva. Ce? Mi-a venit, de fapt, un telefon nou pe care l-am comandat din China. Ia uite-l. E nou. E cu ecranul mai mare. Oh, pune zoom-i. Wow, acum pot să stau cu voi? Da, 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 vino încoace. Wow, cred că ai fost bipolar atunci. Nu știu despre ce vorbești. Uite ce telefon mi-am luat. Păi uite, și eu mi-am luat telefon exact al tău. Adevărat? Da! A, e bine. Cred că toată familia și-a luat același telefon. E bine. E forță, tot ce pot să zic. Avem și grup de WhatsApp pe ăsta, nu știu, efectiv super mișto. Cu hashtag Mariusel, cu d-astea. Păi am și eu hashtag Zuma. Am de-asta de glume. Ia uite-i. N-am înțeles care e faza cu WhatsApp-ul. Cu WhatsApp-ul e un grup și practic putem să vorbim pe el, dar încă nu e terminată, e încă în beta din câte mi s-a spus oricum. Ah, păi văd că eu trimit mesaje și nu se întâmplă nimic. When you buy from a small business. Aoleu, ce faci asta? You couldn't handle a woman like me, her doggy style. Ce pana. Am văzut și eu meme-ul ăla, l-am văzut și eu. Ai de capul de zile mele, cred că dacă mă peste astea o să ajung să... Îmi scadă neuronii, sincer, dacă mă mai mult mă vale. Big brain time. Lasă, hai. Lăsați telefoanele. Take it, baby. Apropo, au băgat și că și update nou. Să folosim când mai vorbim, etc. Putem să vorbim acum pe video. Din câte am înțeles. Da, m-au zis și eu când vorbim... Hai să jucăm. Nu. Scuze. Mamă, sună BIBI, mă sparge. Nu vorbim acum, că este... Vorbim imediat, nu e problemă. Mai încolo puțin. Scuze, ce ai zis? Nu, n-am fost atentă. Vorbim mai încolo, dacă e să testăm, nu știu ce, că acum nu e grabă. Trebuie să ne grăbim să luăm niște haine, asta ar fi urgență acum, hai. Stai să mergem să luăm mașina. Alte haine? Haine pentru mine, că tu ai luat lui BIBI rochie, eu n-am rochie. Te îmbrac eu? Hai, vină-nca, hai. Te las pe tine, că văd că ești foarte doritoare așa. Da, normal, cum să nu, hai să vezi ce pantofiori frumoși o să-ți spun. De aia de piele și cu un costum de la mișto. Uite ce mergi pe mine, îți place? Da, mă, ești divă. Sper să nu mergi așa pe... când o să trebuiască să o ceri cum trebuie. Cum adică cum să o ceri cum trebuie? Adică nu te-am cerut? Adică nu te-ai... Nu l-ai acolo pe mână? Normal, uite. Vezi, ce cu mâini chestiile alea pe mâna ta? Sunt la magazin. Am și eu, dar gen, nu se din cauza la astea, dar gen, eu. Eu mă refeream atunci să mergeți la pop, zici că așa cum fie tot și să ție. Bine, îmi coace puțin. Ia, te ascult. Zbubi, stai aici puțin. Eu sunt tău. Ia. Spune și mie, aolo. Poliția? Ce naiba? Eu n-am făcut nimica. Dar nici eu n-am făcut nimica acum pe bune. Pa. Bine, probabil că... Stai mă, poate, gura, nu, lăsați să spunem, să spunem ce vreau să vreau, ok? Lăsați-mă pe mine să vorbesc, eu vorbesc. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cadetele eu de la Poliția Română, am fost trimis de către șeful Guvernului României să vă anunțăm că această casă le deține dânșilor și va trebui să luați toate lucrurile din aceasta și să plecați în altă parte. Între timp, niște bănuți de pe această casă vor fi virați în contul dumneavoastră, contul domnului. Așa ni s-a spus, nu avem ce să facem, vă dați seama că nici noi nu ne dorim acest lucru. Cum adică? Explică și mie, cum adică să fie casa pe numele guvernului? Pe bune, dar am plătit pe ea, cum adică? Ai plătit? Ne pare foarte rău, noi n-aveți facem. E ordonanță de urgență, care trebuie? Da, ni s-a spus să venim aici și să luăm pe toată lumea, să spunem că de urgență să plece de aici. Păi și casa aia vecinului de cine a luat-o? Deoarece dânsul a plătit o taxă în valoare... S-a auzit dublu? Asta nu știu. Poftim? Spune acolo, zi. Bun, și această casă va trebui să o ia guvernul. Ok, am înțeles. Eu sunt proprietarul. Bun, domnișoară, veniți aici puțin. Deci, în articolul acesta avem... Mie mi se pare ok ce se întâmplă aici. Nici eu, de-aia am plecat de acolo, că mă doare puțin capul. Te doare capul? Dar nu înțeleg. Nici eu nu înțeleg. Pentru a vă achiziționa o altă casă. Aceasta va fi discutat cu domnul comisar, domnul care se ocupă cu tranzacțiile și toate astea. Doamna secretară aprobă. O întrebare. Spuneți, domnul. Că tot ați venit cu părinții și ce. Vreau să raportez și eu un furt. Spuneți. Unde mi-e mașina? Am pus-o aici. Domnule, aveți camere la casă? Aveți ceva? Noi în această zonă ni s-a interzis de către șeful nostru să punem camere. Deci sigur nu are nicio legătură cu poliția că nu mai am eu mașină? Domnul, nu știu, 2 secunde să mă uit până, să mă duc până mașină să văd dacă mai avem vreo foaie și pentru mașina dumneavoastră. Să-mi spuneți ce mașină este, deoarece noi avem Porsche Panamera alb. Porsche Panamera alb. Colegul, te ajută ceva? Nu, colegul, dacă se poate să ții tu acest proces verbal de la casă, ca să mă duc eu să-l iau pe acela. Hai că am intrat bine în episodul ăsta, să mor. Poftiți. Bibi, Zumi, vină încoace. Ce? Bun. Gândește că poate ne putem lua ceva mai frumos, poate. Știi? Și trebuie să ne calmăm mai, că nu trebuie să luăm chiar așa. Poate primi mai mulți bani, știi? Că de obicei când îți ia guvernul îți dă mai mulți bani decât... Știi că practic te deranjează și trebuie să-ți dea mai mulți bani. Dacă nu-ți dă, te duci cu avocatul și dai în cap, știi? Nu știu, trebuie să ne dea bani oricum ca să ne luăm altă casă eventual. Mie și mie îmi plăcea casa asta, dar... Poate... Avea piscina aia, are pomii ăștia crescuți. Găsim poate ceva mișto și pentru noi. Poate găsim altceva mai mișto, nu știu. Poate. Ne interesăm și vedem care e situația, ok? Găsește actele mașinii. Domnule! Bun, am găsit actele dumneavoastră. Pe ce nume este, că aici nu este... Mariusel Vere. Stai puțin, deci care e treaba mașinii? Mi-ai luat-o tot de poliție? Am găsit aici că a fost ridicată tot de pe numele guvernului, gen... Bă, fură ăștia tot, bă, jos! Acesta a luat mașina deoarece... Jos guvernul! Ordonanță de urgență, da, jos guvernul! Ce asta, mă, mâncavaș? Ne pare foarte rău, domnule. Vă dați seama că nici noi nu ne dorim acest lucru, dar că nu avem ce să facem. Nu ne stă cu nimic în puteri. Treaba este, mi se pare foarte nasol ce s-a întâmplat. Vă spun și eu, dacă eram în locul dumneavoastră, făceam același lucru ce faceți dumneavoastră. Pardon. Deci vreți să-mi spuneți că nu mai am mașină? Lăsați asta vrăjeală și spuneți direct concluzia. Deci nu mai am nici casă, nici mașină. Banii vor fi virați în contul dumneavoastră de pe mașină, iar în contul domnișoarei de pe casă. Casa, dacă se poate... Și azi facem meeting acolo la Piața Victoriei, ok? Cât a costat? Cât a costat mașina? Mașina, spuneți-mi cât a costat casa. Hai că mai știu cât am dat, cât a dat Zumi. Aveam, când deja am ajuns în orașul, aveam Zumi. Vă întrebați-o pe Zumi, nu știu. Pe sora mea. Am înțeles. Domnișoara Zumi. Bă, ce asta, mă? Milion? 1 milion. Și mai mult. Ce mașină? S-a rezolvat. Bă, ce naiba, mă? S-a rezolvat totul. Nu mai avem nici casă, nici mașină. Părere? Dar teoretic ar trebui să avem bani. E clar. Da, va știe când primesc banii aia. Sper să-i primesc. Sau chiar mai mare de către doamna secretară dacă aprobă acest lucru. 2 secunde să vorbești cu fratele meu. Da, 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 nu-i problemă. Puteți să vă duceți într-un colț. O să mă duc puțin să vorbesc cu colegul meu și revenim. Da, da, da. Bă, ce mașină mișto. Ce-i spus, băiatule? Că eu n-am cumpărat nicio mașină. Eu am cumpărat! Păi, dar el spune că eu am cumpărat-o și să-i zic prețul. Nu, mă, că sunt bătuți în cap polițiștii ăștia. Păi, dar știu ăsta. Pe mine m-a întrebat prețul casei, dacă îți vine să crezi. Păi, pe mine m-a întrebat, nu, pe mine m-a întrebat băiatul ăla prețul casei, am spus prețul casei, după îmi vine cu mașină la tine și zice care este prețul mașinii, că mie mi s-a spus că tu ai cumpărat-o și tu doar o ai ca și închiriere sau ce am zis ăsta. Nu știu, mai e fur pe față oricum, cred că ceva de genul. Sper că e adevărat, măcar actele alea erau în regulă din câte am văzut. Ia stai puțin. Da, ia mai dă să citesc actele alea puțin. Bun. Eu cred că trebuie să faceți switch de persoane, cred că aveți actele greșite. Poftiți, doamnă. Pentru că el este cu actele cu mașina, iar eu sunt cu actele de la casă. Deci tu, dacă vrei să întrebi care a fost prețul, întrebi pe domn. Deci, mă scuzați, domnișoară, dânsul mi-a spus că dumneavoastră ați cumpărat mașina și dumneavoastră ce? Prețul. Mă, nu, lasă așa, șefule. E ok, dar banii îi primesc, da? Da, dar vreau să scriu aici cât a costat mașina, că poate veți primi aceea sumă. A costat... 1,5 milioane. Pe acolo, cred că, nu? Ce cât am dat pe ea? 1 milion? Bun, ați fost 1,5 milioane mașina. Poate veți primi chiar 1,5 milioane, care este suma garantată. Poate veți primi chiar mai mult pentru deranjul care a fost creat aici. 870 pe acolo a fost? E, acum știe, nici eu nu știu dacă ar fi fost după mine. A fost 800.000, acum e mai scumpă, știți, crește ca Bitcoin-ul, stați liniștiți. Aici nu e vorba de casă. Nu scade valoarea mașinii. Și de casă, dar și de mașină. Colegul meu se ocupă de casă, eu mă ocup de mașină, nu am cum să mă ocup cu două lucruri deodată. Bine, păi, domnișorul, puneți-mi așa, deci și acum eu cu ce mă deplasez, mâncavaș? Uber-ă? Deci cu Uber-ul aveți Uber Select, aici în oraș aveți chiar și Uber Comfort și toate. Gata, ok, am înțeles. Hai să îmi dați, rog frumos, 50 de lei, 100 de lei, că sunt săracă. Așa, dacă tot mi-ați luat și casa. Da, nu este problema. Hai, veniți mai încoace, vă rog frumos. Bibi, hai încoace. O să las procesul verbal pe portbagaj. Am înțeles, e ok situația, e ok. Mulțumesc, mai mult, dar nu mai avem casă, nu mai dormim, nu mai ne plimbăm, da. Las că... Da, chestia asta nu e direct, adică există o mică perioadă de tranziție, o zi, două, nu? Până puteți să ieși. Până puteți ieși în maxim termen de 7 zile lucrătoare. Deci aveți, cred că, tot timpul din lume să vă luați haine. Ok, mulțumim, avem treabă, e ok. Ne-ați rezolvat destul de dimineața asta, ce să mai zic. Hai, soră, vină cu aici. Bine, la revedere, mulțumesc. A semnat totul, mai e ceva în regulă? Nu mai e ok, da? Va trebui să semneze domnișoara pentru casă la colegul meu. Am semnat. Hai, dați-mi să semnez unde se semnez odată. Am dat-o mie. Semnați aici, dacă se poate. Azi puțin. Bun. Cred că polițistul îmi place. Așa. Cred. Bun. Colegul bagă ăsta aici la mine în spate în geantă. Eu l-am pus în veste, că avem buzunarul ăla al nostru, știi? Văz. Băi, colegul, dar vreau să spun așa. Nu știu. Hai că vorbim noi chestii de ale noastre cu gogoș, cu gagiș, cu de-alea. Totul a fost rezolvat. Dacă mai aveți alte întrebări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Aveți și numărul de urgență 112 pentru a chema. Da, m-am auzit. Ok, hai, odată că m-ai enervat destul ăsta. Dă-i odată. Hai. La revedere. Da, să mi-l așa. La revedere. Putem merge cu Uber-ul. Da, putem să mergem cu Uber-ul. Să mergem cu Uber-ul. Foarte ok, da, lasă-mă, mi-a dat în loc de 100, mi-a dat 1000, bă. În loc de 100, ți-a dat 1000, ce? I-am cerut 100 de lei, pentru ca să umblăm, da. Și până la urmă mi-a dat 1000 de lei. Da. Wow. Se pare că sunt foarte de treabă, hai încoace. Mariusel, am bani mulți ca idee. Da, mă, da, stai să chem și eu un Uber, 2 secunde. Cheamă. Nu mai am nici casă, nu mai am nici mașină, dar avem bani. O să ne oprim la bancă întâi să văd dacă mi-au fost virați niște bani. Noi ne oprim la bancă, dar cu ce mai plecăm de aici? Noi ne oprim la bancă. Fiți antenă. Da. Eu mă duc să fac rost de o mașină, că cred că am niște bănuți, fac rost de o mașină, avem mașină. Și voi vă duceți și vă uitați de niște haine pentru mine și vă sun eventual și îmi dați cu video și mi-o arătați, ok? Bine, duceți-vă. Ia asta. Hai, Doamne, dă-i în față. Deci, vă rugăm, conectați-vă folosindu-vă de amprenta digitală. Stai cu minte, bossule. Hai, mă. Mergem amprenta? Opa, pa. Bun. Extrage. Ce vrem să facem? Să depozităm, să extragem bani. Și vrem să extragem 240.000. Gata, cea ne luăm mașină. Mașină ca mai... Gândiți-vă că acum noi ne luăm mașină de buget, ok? Așa că să nu vă aud. Ne luăm o mașină de buget acum. Ha, repede, du-mă acolo la... unde să cumpără mașini. Am ajuns! Hai să păcălim și noi o mașină. Zic. Ce mașină ne luăm acum? Apasă pentru a intra în showroom. Bam. Bun. Avem mașină. Mamă. Mașină. Și vreau să-mi iau. Dar vreau și ceva mai ieftin în cavăș. Volkswagen. Hai. E pentru a vedea vehiculul. Te rog eu mult, dă-mi ceva să-mi permis și eu. Dăm banii pe așa ceva? Are 4 locuri. Chrysler. Are 4 locuri. Nu. Nu dăm banii pe așa ceva. Are 4 locuri. Măcar. Ia să vedem cum arătă în spate, uite, vezi? Bam, sunt în spate acum. Bam, lux. Oh my god. Da. Mă răbăiți. Doamne! Ah. Doamne! Ești ok? Vrei o Dacia? Nu, e ok, mă descurc, vreau să iau de aici, de la băiți. Auziți? Da, să rămână. Vreți ceva Mariusel? Da? Nu știam că stai așa vedeta. E, nu ești vedeta. Faza e că vreau să vorbim. Am chestii. Voiam de mult să vin la tine, de gen... Vreau să te joc cu ceva. Eu sunt... Numele meu este Denisa. Denisa? Da, Denisa Blonda. Și sunt fosta iubita lui Antonel. Am înțeles că sunt rival. Și... știu de la el, am stat foarte mult pe lângă el. Domnișoară, mă speriați rău de tot. Veniți, arătați așa ca și cum v-ar fi bătut cineva și veniți să-mi spuneți acum chestii de genul, mă speriați. Ei, nu contează. Asta nu se nix, e... Da. E ketchup, ketchup. Deci, vedeți vorbim sau? Pot ajuta cu informații sau... Eram prin zonă și v-am văzut. Mai încolo, eventual dăm în altă situație unul de altul. Mai vorbim în altă zi, ok? Mai... Acum am mai luat, am o grămadă de treburi pe cap. Îți dau numărul meu? Da, ca să vorbim altă dată. Hai că îți dau numărul meu. Ok. Îi dăm numărul... Sau... Îi dăm numărul nostru? Stai puțin. Dar stai mai puțin. Nu că nu e de înșelat aici chat. E de informații chat. Chill. Nu e de înșelat. Are legătură cu Antonel. Că a zis că a fost cu Antonel. Îi dăm sau nu numărul? Nu îl dăm? Chill, boys. Că nu deșel pe nimeni. Deci... Cred că... Hai că ți-l dau. Notezi? Notezi? Da. Ceau. Hai să dau un mesaj. Nu e nevoie. Sau hai, dăm mesaj. Hai, dăm repede un mesaj. Gata, ăsta e, ok. Da. Perfect. Aha. Așa. Ceau. Ceau, ceau. Așa. E o problemă în care ne vom ocupa mai târziu. Ești nesimțit? Bă, ce n-are legătură că e fată. A fost împreună cu Antonel. Asta înseamnă că are detalii legate de el. Sper, nu știu, o să vorbim cu el, vedem care e situația. Asta e o problemă pentru altă zi, nu ne legăm de astăzi, ok? Mai uitați voi aminte, în altă zi să vorbim cu ea, ok? Hai să rezolvăm cu mașina asta, guys, ok? Că ce facem aici? Deci, ce mașină ne luăm, ziceți și mie. Era așa de bine dacă era de la cele mai ieftine la cele mai scumpe cumva. Audi Oh my God. $300.000 asta? Vezi că asta e Audi SQ5? 300.000. A, dar n-am oricum 300. Mă uit degeaba că n-am bani. Sunt prăpărit. Opa. Audi A3. 1999. Anul A6 TFSI 2015. Ăsta le iau, cred că. Ia să vedem. Că e 2015. Teoretic ar trebui să fie mai decent. Nu, 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 nu. Oh! Are 4 locuri. Mă, chat. E lux. Sincer. Mișcă greu, dar... Oh my God. Da, acum eram în mașină să testez. Care-i treaba? Nu vrei să vii mai repede la Ponsombiz? Bine, testul imediat. Cred că acum am găsit mașină. Nu, că e posedată! E posedat magazinul. Magazinul? Da, e posedat magazinul. Ce, mă? Da, deci am auzit sunete de fantomă, sunt fantome aici. Mă, tu ai băgat ceva în tine? Da, 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 eu este și cu gata, gata, la fel. Gata, 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 hai că vin imediat, iau și cu vin. Hai, vin. Gata, 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 stai mă puțin. Ce pana mea? Ce, mă? Ce, mă? Audi, deci chat luăm Audi ăsta că practic e ieftin. Are 4 locuri, arată ok. Eu zic altceva... Dacă îmi dați altă propunere, eu iau, dar... Un Ford... Ce altceva, frate, ești nebun la cap. Honda... Na, mă, ce? Altele. N-am bani de altele, mor, cum n-avem buget. Eu le luăm pe ăsta care arată ok. E un Audi, arată foarte bine la interior. Uite, Tesla Model X, stai cu minte. N-avem bani. Hai, mă... Ok, gata. Hai să luăm repede mașina. Aparent e o problemă. Să le spunem pe video, să-mi explici și mie care e treaba. Gata, suntem primul cumpărători. Mai sunt 1000, văd, în stoc. Gen, o să mai fie 999 după ce iau eu asta. Bam. Și am luat F5. Cumpărat. Plăcuța OT109. Avem și plăcuță luată, toate astea. Ești nebun? Oh my God. M-am uitat în kilot și nu mai am. Vezi că e bună, mă, mașina asta. Vezi că e mișto mașina. Ar merge o pată de culoare, că e prea neagră, după părerea mea. Adică, efectiv, e mult prea neagră, totul e mult prea negru. N-are o pată de culoare, un pic de culoare trebuie să-i pun. Ce ne cred că dacă aș face o albă ar fi cea mai top, ești nebun. Dar mi-a să aminte, vă rog, mult să o modificăm, da? Ok, hai să ne oprim aici. Să vedem care e treaba, frate. Ce până mea? Ok. Vedeți cum arată, da? Mă, hai că se dă cu tot cu... Oricum e... Mă, se auzi sunete, mă. Ok. Uite-l pe băiatul ăsta, ce frumos e. Mânca la artata ta, băi, Nick, ia uite-l. Frumos rău de tot. Guys, vreau să vă mai fac un anunț așa în timpul episodului pentru cei care vă uitați la episodul, în mijlocul episodului. Vreau să vă anunț că o să vreau să descriem aplicațiile de roleplay. Ok, ce înseamnă treaba asta? Pentru că, practic, chiar am realizat la episodul ăsta pentru că nu am oameni cu care să fac roleplay. Știți că m-am chinuit să fac rost de personaje pentru episodul ăsta? Bă, de obicei făceam mult mai rapid. Acum, efectiv, stau greu să fac rost de lume și nu-mi place să mă duc să caut eu lumea pe server și să-i întreb dacă vor să vină la roleplay. Știi? Și practic așa, decât vin decât cei care vor. Și practic o să fac o aplicație pe Discord, o să le deschid și o să puteți aplica. Care sunt cerințele? Practic o să fie cât v-ați jucat pe server și o descriere acolo a personajului pe care vreți să fiți, eventual să văd acolo dacă știți să faceți roleplay, bla bla bla, ok? Deci o să existe aplicații de roleplay. Ați înțeles? Așa. Hai că ne sună. Mamă, o să descriem foarte curând să mergeți aminte în alte episoade, să vă mai zic. Ce? Cine ești? Mai vii pe ponton? Băi, Vere, te rog eu mult. Nu mai sunam, am zis că te sun eu. Ok. Moară, băieții. Dacă am zis că trebuie să vă sun eu dacă e cazul. Alo? Bună? Bună. Care-i treaba? Vii mai repede? Da, arată-mi cu video care-i treaba. Care-i treaba cu magazinul sau care-i treaba cu costumul? Cu costumul, dacă l-ai găsit, dacă... Care-i treaba? Că mi-ai zis că magazinul, cu nu știu ce. Dar arată-mi și mie să văd. Dă camera. Ai 2 secunde. Da. Ia, deci ai în felul următor. Avem costumul ăsta de aici. Vezi? Da. Așa. Și mai este ăla, dar că parcă ți-ar sta mai bine la sacou. Hai că văd acolo când vin. Hai, vena mai repede, te rog frumos, că noi, eu cred că eu cu Bibi nu, cred că nu ne-a trecut alcoolul de aseară. What? Păi am auzit sunete. Uite unde sunt, ăsta. Vezi, sunt efectiv aici, pe stradă, uite ce mașină am la teo, ce părere ai? Îți place? Ia uite. De să văd ce farmăi, ce firmăi. Mă, ce naiba? Dacă încep eu să auzi sunete. Păi și, nu, ce sunete auzi? Ce l-aud de sunete? Alo? Da, alo? Da, sunt aici. Se întrerupe. Stai, da. Ce naiba, mă? Stai că eu arăt așa. Dacă o sun pe Bibi, să-i arăt mașina. Bibi? Bibi, da. Dar stai că trebuie să o sun. Apel, Bibi. Sună. Ok. Da? Am făcut rost de mașină. Vin spre voi, la care magazin de haine sunteți? Stai. Știi magazinul ăla... Ia uite ce am aici. Stai. Stai că sară și noi, uite unde suntem, aici. Stai că nu știu cum să dau. Da, apas acolo, ai o tastă ca să schimbi camera. Uite, uite. Ah, gata, știu unde ești, perfect, perfect. Nu, și poliția. Mamă. Uite pe Zumi, uite pe Zumi. Mamă. Vezi? Da, pare nervos un pic. Ia uite ce am aici în spate, să vedeți acum ce jucărie vin. Hai că vin imediat, pam. Pam. Gata, mă, chat. Vedeți, asta e, îmi place cel mai mult, cred că, la update-ul ăsta. Pe lângă alte chestii care vreau să vă zic, hai să vă zic acum. E o chestie la update-ul ăsta. S-au adăugat mai multe cluburi, printre care, acum la cluburi, se poate pune muzică. Direct, gen, nu știu cum funcționează, unii au acces din staff, pun muzica, cred că cu link-ul, cu ceva, și se aude efectiv în joc. Nu se mai aude pe microfonul cuiva sau mai știu ce și nu mai există probleme. Efectiv se aude ca și cum ar fi deja din joc. Și e super mișto treaba asta și putem să facem acum niște petreceri bombă cu abonații. Voi vă dați seama ce mișto o să fie? Abia aștept să facem o petrecere, nu știu ce, cu ocazie, o să vedeți, o să fie super mișto. Zic eu, pentru că din câte am văzut pe video când mi s-a arătat toate treburile astea, chiar e ok. Efectiv se pot pune piese, pui link-ul de la YouTube și bam, sună în clubul respectiv. O să vă arăt, că și mai ales cum arată clubul și ce sunt pe acolo, o să vedeți. Lucruri, jocuri de lumină, e mișto de tot. Hai, mă, hai să mergem. Sunt mai multe chestii, guys, nu vreau să vi le zic pe toate astăzi, dar o să vi le zic în episoadele următoare, câte puțin, ok? Nu ai fuel, oh my god, să merg să aminte să fac plinul. Da, uite, deci tu ce jecbăneală, frate, am cumpărat mașina și nici măcar cu plinul nu mi-a venit. Mi-a venit cu un sfert, ești nebun? Bă, dar e mișto de tot mașina asta. Bă, bune, mi-mi place mașina asta, că se vede foarte bine, uite. What? Bună! Bună! Faină mașină. Ok, bine, stau cu ea. Avem fantome. Ce fantome? Da. Avem fantome, deci aveam o fantomă urs și o fantomă trandafir. Ce aveți, mă, vă doare capul? Hai înăuntru, că deja m-a spart fantomele voastre. Auzi, fantom. Wow! Ia că vă veniți încoace, ia că vă duc în altă parte. Hai în altă parte, veniți pe mine. E prea multă aglomerație ca să stau aici, chat. Ok. Bibi, am o mare problemă. Ce? Deci am întrebat fantoma, știi, că ne-a dat semn că e aici, da? Și am întrebat-o dacă este pacifistă, dacă este pacifistă, dacă este pașnică. Ia gura! Lasă-mă să zic, dacă e pașnică să se transforme în urs și nu s-a transformat, deci nu e pașnic! V-ați băgat ceva în voi. Nu ați avut nicio reacție la mașina asta! Wow, mașină! Îi dăm că e frumoasă! Păi bune, uite-te și tu! Mașină neagră! Nu, a, bravo! Ce mașină? E o mașină neagră! O mașină neagră cu tine! E o mașină neagră! Ai arată bine! O mașină neagră cu mare pentru de-astea, cerculeze! Și scrie A6 în spate! Da? Ah, da! TFSI. Dar trebuie să-i dau o pată de culoare, că n-are deloc o pată de culoare. Mi se pare și mie problema. Seamănă cu tine, că și tu ai tricou negru. A, și ce? Ia, hai că va... Deci la pon zombies, hai că mai știu un pon zombies ăsta și-mi spuneți de aici ce să aleg, ok? Și mă îmbrăcați aici. Nu pot să cred așa ceva. E ok. Hai. Hai să vedem dacă e ok sau dacă e de săraci. Ce mașină are ăsta, mă, mâncați-și. Ok. Mie să-i dau ok pe mașină. Vreau și o mașină de-asta. Wow! Vreau și o Audi de-asta. Lucrați aici? Nu, nu lucrează, nu cred, nu cred. Ba da, lucrez aici, sunt șeful. Cum se numește firma? Ponzambis. Hai că nici nu scrie spatele lui dacă e. Bine, aveți un costum așa mai dănuntă, mai așa, un sacou, ca o ceva. Un sacou, uite ăla de acolo. Da, pentru cine? Ca să-mi dau seama. Pentru mine. Pentru dumneavoastră. Da, dacă aveți, cu ceva cravată roșie. Te rog, cu cravată roșie dacă se poate. Cu cravată roșie. Neapărat cu cravată roșie. Am separat cravată roșie. Da, mă, separat. Uite, au venit și rușii peste noi. Stai că a venit. Cea de-apărat cravată roșie, nu-i așa? Să fii meci cu părul, ești nebun. Mamă, guys, sunteți gata să vedeți skin-ul? Sunteți gata? Domnul? Da? Da? Vreți ceva gen cum e acolo? La gen, cu papion? Nu, nu papion, gen, vreau... Păi da, dar puteți să vă schimbați zona noastră, gen... Gen, stai puțin. Dă-mi aici, hai că trec aici în spate și îmi dai și mie lucrurile, ok? Și mi le dai aici să mă îmbrac, da? Da, stai că ți le duc. Hai. Ok, guys. Sunteți gata să-l vedeți pe Mariusel cu skin-ul? Până atunci trebuie să se îmbrace Mariusel. Așa că așteptați puțin. Mamă, că ce curge pe aici cu emoji-uri. Nu știu ce a apărut. Dintr-o dată o grămadă de lilieci de-astea nebunii. Deci blugi negri, da? Da, da, da. A, un pic, da, așa. Ok, bine, îi pun pe mine. Ok. Pune, pune, pune. Stă bine așa? Dă cravata aia, da. Uite, adune niște cravate să văd. Roșii să fie, cu ceva pe ele. Roșii? 180 elixir. Oh, wow, thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Dați puțin, guys, că ne îmbrăcăm și noi puțin, ok? Ne îmbrăcăm, dați puțin. Până atunci, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Uite, am aici 5 seturi de cravate, sunt la fel, dar fiecare câte un set. Diferite modele deja în fiecare set. Mi-ai adus cravată? Ok. Da, da, da. Uite, okay. Uite asta cu puțin alb. E ok, perfect, e perfect. 3, 2, 1 și... Bam, ce-a scris, mă? Oh, shit. Așa. 2 secunde, că e gata, bam, bam. Lego, lego. Sunteți gata să vedeți? Vreau să-mi spuneți cum vi se pare. Pam. Ok? Deja vedeți câteva chestii puțin schimbate, eventual, dacă vă uitați. Și acum 3, 2, 1. Bam. Ia spuneți voi acolo ce părere aveți. N-aveți idee cât am stat aseară să fac doar partea de sus. Cât credeți că am stat? Vă zic direct, că nu cred că ghiciți nimeni. O oră jumate am stat să fac doar partea de sus, pentru că au fost două idei ale mele. Prima dată am vrut să fac o idee, după aceea n-am mers pe ok, pentru că practic n-aveam cum să modific textura. Și o oră jumate am stat să fac doar partea de sus, guys. Părere? E extrem de texturat. Bombă, wow, super mișto. Deci e extrem de texturat. Uitați-vă și voi cum e. Bam, normal că nu lipsește logo-ul. Bam. Bam, frate. Dar nu pot să vă arăt exact foarte clar, din păcate, dar cam așa arată, nu? La pantaloni avem pantaloni negri, care nu mai sunt găuriți, pentru că trebuie să nu mai fie găuriți. Și da, avem chestia asta aici în stânga, zic că arată destul de ok. Să nu faceți greșeli. Stai acolo după perete, ok? Aici. Da? Te-s gata? Da. Nu. Să zicem. Hai, veniți încoace. Veți intra. De ce ți-am spus? De ce ți-am spus? Nu-mi stă bine sau ce? Man, te-am văzut, am tras și eu puțin cu ochiul. Ah, mă înțeles, drag. Dar nu-i ok, nu-i ok. Ce-s cu pantalonii ăia? Poftim! Da-s pantaloni, de ce ești în sacoș și tu spui pantaloni de ăștia care sunt decolorați în genunchi? O bate, fratele. E drăguț? Nu-ți place? E frumos. A, e bine. Nu vezi că chiar arată ok. Da, își face brățara mea de la mână? Cum? Își face brățara mea? Brățara? Ți-ai luat brățara, nu? Da, uite-te, uite. E mișto. Ca să înțelegeți, tot ce pot să fac la skin-ul ăsta este să-i schimb tricoul de pe el. De asta pare că e un tricou, pentru că eu am încercat să pară să nu fie un tricou, că de-aia am și făcut așa. În fine, oricum, am stat o grămadă, mie îmi place, chiar. Și multă lume mi-a zis că îi place și mie mi-a zis că îi place, așa că e ok. Nu puteai să-i pui un skin? Ce să-i skin să-i pui un guys? N-aveai cum să-i adaugi nimic, n-ai cum să-i pui orice, n-ai cum să-i mai pui, pe exemplu, un ceas, n-ai cum să-i mai pui alte chestii. Nu e așa de ușor cum credeți. Ba, poate odată, la următorul schimb, poate îl facem notă 9.50. Ți-am zis, guys, mie nu-mi place că se vede treaba aia de acolo de jos. Vedeți chestia aia neagră de acolo, dar n-aveam cum să-i fac. Și eu... Hai, băi, să plecăm! Da, te rog frumos! Mă, voi e rău, ce aveți, mă? Mi-e frică! Păi, mă, hai! Fantoma aia din ceruri, dacă... Gata, mă, hai odată! Haide! Zici, te rog frumos! Gata, mă, chill, calmați-vă, ho! Așa, o, te lași și murit. E de la fantomă! Mă duc să modific mașina asta. Să schimbăm și noi culoarea, că trebuie neapărat. Hai. Da, știți ceva legat de tata? Da. Ce? Iar a fugit. Trebuie să fac plinul. Mamă. Trebuie să bag benzină. A plecat iară, dar nu știu unde. O, nu. S-a dus iarăși la cămile. Să facă cămile. Ia spuneți-mi voi. Cumpere. Cum vi se pare aici, că trebuie să modificăm mașina? Stai, poți să mă dau jos din mașină? Cum? Poți să mă dau jos din mașină să văd? Da. Poți? Nu pot. Ah, mă gândeam, perfect. Nu ți-e perfect. O faci roz. Eu zic să o faci albă. Și eu zic tot albă. Dar albul ăla... cum trebuie. Și cu o perlă tot așa mai albă. Arbul ăla cum trebuie? Da, eu nu, ice white, cred că. Ia asta. Îl facem așa bine. Mat? Cum? Deci ăsta e matul? Da. Da. Și luciosul cum arată? Cum? Luciu, cu Luciu. Durează full. Nu prea pot aici, aparent. O turnăm imediat ca să vedem cum se aude. Turează-o. Imediat o turăm, guys, să vedem cum se aude. Secundarii. Da, nu merge. Ok. Wheels. Îi schimbăm roțile? Nu cred că ar trebui să schimbăm roțile. Nu cred că ar trebui să schimbăm roțile, că arată bine astea. Turbo. Mamă, 50.000! Nu, dau 50.000 de lei pe turbo, nici să mă bați. Sunt sărac lipit până vin banii aia. N-am bani. Oh. Huh. Și cu Luciu, Mariusel, mă auzi? Da. Cu... Las că e ok. Ai lăsat tomată? Da, nu e ok? Ah, ba da, uite că arată mult mai bine la soare. Arată mult mai bine. Oh. Ce mișto! E mat! Doamne, ce mișto îi! Să nu mai schimbi! Pe bune! E superbă! Pe bune! Pe bune. Nu am gândit, stai că iar îmi sună telefonul ăsta, de nu mi-a sunat telefonul. Bine, e ușor. Ah, mai gând, stai puțin. Okay. Alo? Salut. What? Cine ești? Vezi pe acesta. What the fuck? Da, cine ești? Ai 20 de minute să ajungi aici. Păi de unde să știu unde ești? La mine. Nu cred. Ăla e Bezea din spate. Ai 20 de minute să ajungi aici sau o să moară. O să fie înăuntru mine. Ai 20 de minute. Păi da, unde să știu unde ești? Dacă întârzi, moare. La mine. O să trimi locația pe GPS imediat. Ok, lasă, nu omoră, nu omoră. Dacă ai întârziat, o să moară. El o să fie înăuntru mine. Ok. Chat, l-ați văzut și voi? Se vedea? Oh my god. Am primit cel mai ciudat apel în momentul de față. Ce apel? Unul în care mi-a dat cu video, avea o mască pe față, un tip, și în spate părea să fie Bezea. Bezea. Unde? Unde? Vedem acum. Unde? Stai că mi-a dat mesaj. Unde? O locație. Bezea? O mină. Mi-a zis mină. El era la hotel. O mină? Era la hotel el. Da. Doamne. La mină? Da. Păi. Mergem acum. Am nevoie de pistol. Am nevoie de pistol. Hai să mergem la un gun shop. Gata, mergem repede. Când cât timp ai zis, guys, că am voie să ajung acolo? Ce? Stai puțin. În cât timp ai zis că am voie să ajung acolo? În cât timp? Mamă, n-am nici benzină. Shit. 20 de minute. Ok, 20 de minute. Hai că avem timp să facem ce avem de făcut. Deci, gata, știu, le-am receptat toate în cap. Unde? Știu toate în cap unde sunt. Deci, mă duc acum să fac rost de un pistol. Și la puțină distanță e să băgăm plinul. Că trebuie să bag neapărat plinul, că mi-a dat-o cu un sfert de rezervor. A, că n-ai cumpărat-o? Da, mi-a dat-o cu un sfert de rezervor. Mamă, sunt pe roșu. Uite, gunoierii! Sunt pe roșu. Gunoierii? Dă-i în față! Am trecut pe... Uite-l, vezi? Wow, zici că ai văzut o stafie! Uite gunoierul, wow! Unde? Du-te și mărită-te cu unul, dacă... Nu! Stai, nu-l bloca, nu-l bloca. N-am văzut niciodată pe aici. Mamă, câte dății sunt pe aici. Da, hai. Era să ne interfix în... Păi dacă e prăjit. Hai. Facem stânga aici, frumos. Plecăm cât de cât. Pe locul de handicapation, aia zic. Da, seamănă cu noi. Așa. Hai. Ce puteam să ne cumpărăm? Hai că... Da. Pistol. Eu vreau bâtă. Ia bâtă? Ia o bâtă. Eu vreau un pistol. Nu bâtă, nu lua bâtă, nu-ți lua bâtă. De ce? Ia-ți pistol, nu bâtă, ce n-ai mai idee cu bâta în cap? Dar eu nu mă pricep, poți să-mi dai mie, tu unul, te rog frumos? Bine, bine. Închii orice vrei tu. Un pistol ceva, un electropistol. Electropistol, auzi? Da, bă. Handgun? Să se întâmplă o minune. De care pistol pot să-mi iau? Double action? Pompe. Ia stai. Uite ce pompe faine. Double action revolver. Ce e cu anistra aici? Ia uite, Zumi! Ce? Ce-am găsit? Acolo jos? Ia stai! Double action. Stai. Bag un buzunar, bag acolo undeva, bag-o sub fusta. Te-ți că trebuie să le dau arme, guys. Da, bună ziua, ce faceți, domnule? Să avem cu niște bambițe... My god. Niște bambițe de astea... Am informații despre Antonel. Moară, băieții mei. Mă bătuie ăștia, mă... Nu, e ok. Am informații despre Antonel. Cred că când o să doarmă o să... Vreau și o bătă de asta, cum se numește băta asta? Am informații despre Antonel. Baston, ce e? A? Ce tău de-ai făcut? Ce-am făcut? Nu eu, s-a auzit ceva afară, cred că are ieșit, nu știu, eu chiar n-am făcut nimic, că n-am pistol. Păi, dar era leșinat în față, nu? Da, de n-am făcut. Ce-ai făcut, mă, Bibi? Bibi? N-am făcut nimica eu! Stai acolo, ce-aveți? Băi, iarăți vă apucă capul, mă, ce-aveți, mă? Ce aveți, mă? Noi, deci stăm acolo afară, uite. Fără mișto, eu chiar n-am făcut nimic, eu nici nu putem să mă controlez, că n-am, uite, deci eu mi-e zis că era aici. Bă, te-am zis că e acolo cineva. Stai, nu mai vorbiți atâta, mă, că faci, că mă face să... Eu vreau să iau un pistol acolo după masă. Bă, dați ușor, că ăla era acolo pe jos, stai puțin. Ia uite. Moare Bezea. Bă, hai mai repede, hai mai repede. Mă, băieții. Sună la poliție, vezi, poate vine cineva aici. Că e unul mort. Hai repede! Bine, hai. Te vezi că cam mor. Ar putea să-i sună la poliție la săracul om, că... Da, mi-e sete. What the fuck? Ce? S-a sânge pe mașină. Hai să până la un magazin, că mor. Ga, du-te la magazin, alimentezi dacă vrei. Bine. Eu vreau la baie. Mă moară, băieții, toată lumea are... Au baie aici? Toată lumea are problema aici, da, du-te la baie. Păi da, au baie, mă duc aici. Cred că au. Stai puțin să bag. Cât e, mă, litru? E scump? Dă-l naiba, nu știu cât e. Dă-i. N-au? Ce să naibe? N-au toaletă afară. Cât timp mai avem? Cât timp mai avem? Deci timpul tic-tac-tic-tac. Bravo, chat, bravo. Tu ți-ai la mâncare? Cât timp? 14? Aaa, băi, de ce mă panicați, mă? 14 minute e lejer. 10 minute. Ți-ai la mâncare? Nu, că nu au mai aici mâncare, nu-i deschis. 15 minute. Iau pe parte la întâlna aia. Uite, ai auzit? Acum am auzit și eu. E, vezi, nu ne mai fac nouă nepuri. Nu mai vorbiți așa tare, vă rog eu, nu mai țipați, că mă doare capul. N-am țipat. I-am țipat. Nu, zoom i-a țipat. Bine, dar nu știu. Fantomo! Fantomo, dacă ești cu noi, dă-ne un semn. A, mă, lasă-mă cu fantomele tale. Lasă, cred că la liniște you know. Vezi că nu se întâmplă nimic, mă, stai cu minte. Stai și... Ți-e sete? Da, nu e sete. Oh my god. Ce mă, ăsta Tokyo Drift? Hai că știi, e un magazin în drum. Nu mai am, nu mai mi-e sete. Hai că nu mai e nevoie? Hai să nu mai e nevoie. Hai că stai că am nevoie să vin la baie. Nu, las, mai am nevoie la baie. Bă, m-ați omorât, mă, femeilor, m-ați omorât. Cine m-a procopsit cu voi? Hai, tu și-ați mâncare. Sau haide. Hai că mi-au și eu mâncare până la urmă. Hai mai repede, uciți-vă. Bă, guys. Ce ții banane? Mariusel. Da. Vrei gogoașo? Ia ce vrei. Hai că iau și eu. Uite, vino. Mergem? Hai gogoaș? Uite. Wow. Mergem? Mi-a dat gogoaș. Mi-a dat și cafea, ești nebun? Wow, și cafea. Da. Doamna, bună ziua! Aveți nevoie de angajați? Doamne, nu știu. Bă, păi... Doamne, iartă. Nu lucrăm aici, nu știu cum să zic. Hai, ceau! Suntem vizitatori. Avem nevoie la... A, e clar. Deci tu chiar vrei să-ți aflai de una, așa? Deci tu presupun că tu chiar vrei să moară pe ziua, nu? Stai. Presupun că tu crezi că eu glumesc, nu? Mergem? Mai bateți un mult joc de mine, nu ești aici în 2 minute, nu mai prieten. Ok. Ce se întâmplă? Gata. Acum am... Ce? Ce, mă? Poliția, Mariusel. Da, te-am văzut și eu, gata, mă duc. Dreapta, unde pot, gata, aici. Și cam cât de departe e mina? Nu știu, vom vedea. Păi cum adică nu știi, când ți-a pus pe GPS? A? Zic că nu ți-a dat coordonatele? Dacă mi-a dat coordonatele, da, mi le-a dat. Păi bun, și tu nu poți să vezi punctul în care ești, punctul în care ajungi? Ba da, dar mai e. Mai avem. A, de ce departe? Da, e destul. Puțin acolo, dar ajungi. Da, ajungem în timp, n-au trecut 20 de minute. A, deci înseamnă că mă întind cum trebuie și mănânc ciuperele. Da, mă întinde-te cum trebuie. Adevărat, bă, fiți vigilente, ok? Puteți puțină seriozitate, fiți vigilente. Puțină seriozitate, vă rog. Păi da, acum ce vrei să fac? Ce? Nu cred. Ba da. Ba nu, lasă-o în pace, nu ne urmărește. Nu, n-are farurile aprinse. Am tras aici, am oprit aici. Fiecare se ducă la treaba lui și gata, hai. Gata. E regulă. Trece timpul, tic-tac, tic-tac. Bravo, mă ajută mult să înscrieți asta pe chat. Vrea adrenalină, nu? Pe munți, cu mașinuța aia. Deci facem trapsara prima. Dacia la casa, pararara. Oameni, iartă-mă. Mă omoresc, bă, ce-am zis acum câteva secunde? Puțină vigilență, seriozitate, toate astea. Foca, nimeni nu ajunge. Gata. Gura! Țin. Gata. Gura, acum pe bune, că aici e. Stai, vezi că-i prăpastie aici. Pe bune? Nu, perele. Ai, shit. Te-am plăcut cum arată. Mă, nu e aici, mă. Să nu cadă pietrele. Sau aici e? Bine, gata, gata. E mai jos, cred că. Ia! Gura! Uite-o! Știți, Bezea? Ce-ai, mă, crezi că nu știu eu să conduc? Bezea! Deci l-am văzut în clip, l-am văzut în video, era după... Fix aici? Da, era fix aici, fix după asta. Bezea, ești, mamă! Șobolani! Unde este Danela? Bezea, vină-mi ca să te iau de urechi. Nu e Bezea. Ce naiba? Nu știu ce ai văzut tu, dar nu e Bezea. Gura. Bezea? Ia stai puțin, că a venit fantoma. Fă-l-niște. Sună la număr. Hai să sunăm la număr? Să sunăm la numărul ăsta? Da, sunăm. Ai zis că e în inter... Ok, hai că sun. Doamne Dumnezeu. Care-i, mă, până la urmă? Vreau să aud dacă mai zici ceva, fantoma. Asta? Da. Am ajuns la locație. Intră. Am început să vorbească. Hai că mi-a și închis, ești nebun? Mi-a zis intră. Unde să intru? În pietrele tale? By the way, o mare problemă care s-a rezolvat, ce era când dădeai telefoane, trebuia să dai mereu on-off. S-a rezolvat. Pam, asta e și un mega plus. Deci e cel mai mare plus asta. Și cu video și cu toate astea. S-a rezolvat și on-off, toate astea. Ia încerca să dați cu chestii. Păi nu pot că o lovesc. Zomi, dar ai vrut să te dai și tu de acolo. Dă-te. Nu-mi place cum arată în interior, Bibi, dă-te. La mine tragem. Tragem? Eu mai aveam o bombă de acolo, de pe insulă. Să o folosesc? Da, folosește, pune acolo. Tragem, dă bomba. Sau, nu se poate? Gata, te tragem, ce nu trebuie. Vine poliția. Poate. Hai că vine poliția. Urmă. Ai luat bomba? Nu te coare. Adăpostește-te. Da. Ok. Haide, mai să trebuie să-ți dau eu având din spate. Ce? Să-ți tragi distanță, bă bune. Armele în mână, ok? De ce? Pentru că o să bubuie, de ce? Băi, nu mai fac. Vorbiți partea bună, măcar nu-i noapte. Trebuie să partea bună, mă piși pe mine de frigă. For real. Și când bubuie. Ok, păi când apăs eu pe buton, apăs? Păi apasă pe buton. 3 2. Mă lăsați să vorbesc eu sau? Bine, hai gata. Dar țineți distanța de chestia aia, că pe bune. Veniți să-mi scoate. Bine. Hai, stăm aici la distanță. Nu mă las nici măcar să număr. Păi da, vrei să... Introvertitule. Ce mă? Stați aici, așa, stați aici. Hai, te dă drumul pe butonul ăla mâine, că plec. Stai aici. Păi lasă, tu dai drumul acolo, că te-o țin. 3, 2, 1 și... Ok. Păi sunteți ok? Da, m-a omorât un inamic. Hai mă, lăsați-mă cu inamicii voștri. Hai, Mariusel! Mergem? Băi, ești nebun? Mergem? Ce-i mă? Deci, ordinea! Eu primul, Bibi al doilea și Zumi, te uiți în spate, ok? Bine. Nu. Hai că e bine dacă e. Hai că... Băi, te rog eu mult, deci fără să țipați, fără să nimic, mă lăsați să mă duc liniștit, ok? Bine. Ce? Da, nu, așa mă din ceva aici, te rog frumos, am mai repede. Unde-i Zumi? Bă! Bă, Zumi, ce facem asta? Ce facem aia? Bă! Mai la mișto. Băi! Nu, nu, ai o dată, ai o dată. Ce-i tare. Mă, stai lângă mine. Eu nu găti să nu vezi. Mă, tai puțin. Băi, mă sperii, mă. Tai puțin. Tai mă, guys, că nu e combinație. Fără muzică. Ce faci? Ce? Nu știu, mi-e frică rău de tot. Tai puțin. Mă, tai puțin. Că nu... Eu mă piși pe mine. Ne piși pe tine, ha? Bă, să te mă baci. Ce de-astea mă baci? Nu mai te... Pune lanterna aia în față, că mi-e frică. Mă, te rog eu mult. Nu, dar mi-e frică. Mă asculti? Te ascult, dar mi-e frică. Rău. Ba, m-am însuit pe aici. Băi, e cineva aici. Nu, bă, că eu aici s-au legat la perete. Bă, aud pe aici, dar înțeleg că nu vine nimeni. Nu, gata, te rog, oprește-te dacă faci ceva, pe bune. Ce fac, mă, ce fac, Mariusel? Ce fac, Mariusel? Ce fac? Stai așa, stai așa, stai așa. Ce fac? Ce? Aha. Ce fac? Da, mă, las! Ce fac? Nu, vină încoace, vină încoace, hai. Vină încoace. Nici mai știu pe unde am intrat, să mor pe aici, în continuare. Pe spate. Pe spate am... A, bravo, pe spate. Care spate? Băi! No, bă, ți-am mers un lucru, frate. M-am speriat. Bă, mâncați-și. Ce? Bă, oprește-te, pe bune. Stop! 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 Te rog, stop! 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 Gata! Bezea? E aici sau nu e aici? Că să mori de înțeleg. Ce naiba, mă? Bă, am înțeles, du-te. Ai înțeles tu asta? Da, ceva cu D-U. What? Uite, du-te. Tu unde mergi? Lasă-mă. Bă, da, cred că asta e direcția proastă, nu-i așa? Aici pe unde am venit, băi! Ok, gata, lasă-mă că sunt derutat. Zumi e Zumi. Mă, Zumi, ia sună pe Zumi, mă. Să dau numărul ei. De ce nu mai e în spatele tău, Zumi? A, mă întreb pe mine, bă, că te-o să fusta la mine. Întreabă, nu știu, mă întreb pe mine, întreabă pe de ce nu mai e aici. Sună. Cât e ceasul? Mami, 9 ceasul, Mariusel. Ok, te rog, lasă-mă să merg liniștit. Bibi? Da? Vorbește cu mine, că mă sperii. Vorbesc cu tine, da. Păi am impresia că nu mai ești lângă mine. Deci hai să facem. Normal, dacă nu mai sunt lângă tine, țip. Deci pe unde mergem? Deci pe unde mergem? Spune și mie, pe unde să mergem, a? Drept în față. Cum ăla de menești pe Bezea? Spune și mie. Bezea, Bezele. Și gura, că mă ușim. Hai pe acolo. Bă! Băi! Bă, se aud pașii, cineva aici. Da, auzi și pașii, se aud sunete. Deci nu. Ok, merge... What? Facem dreapta? Bă, Bibi, te rog eu mult, calmează-te, te rog eu mult, mai fi așa. Cearcă să... E frică. Hai pe aici. E frică aici, așa singur? Hai pe aici. Stai puțin. Mă ții lumina? Ai lumină? N-ai lanternă, nu-i așa? Da, am lumina din cap. Deci stai aici și... Nu, aia mai încoace, înapoi. Și păzește... What? Ok, nu pe acolo, nu pe acolo, nu pe acolo, hai pe aici. Hai pe aici. Nu pe acolo, nu pe acolo. Stop, stop. Nu, te-ai grijă pe jos că e de-astea. Nu, mă auzi pași. Mă aud pași. Mergi, hai de înainte, dă-i, 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 nu mai, oprește-te. Mă opresc. Ce? Uite-te în față! Uite-te! Lasă-mă puțin. Ce pana mea? Încep să cred că tot ceea ce se întâmplă nu e adevărat. De ce aud mare? De ce sunt pe un vapor? Unde e Bibi? Băi! Bă, dacă mă auzi! Hai să-l sun. Hai să-l sun. Poate nu cred că răspunde. Stau. Ăsta era? Hai că răspunde. What? Mi-a zis da și a închis. Ce-i naiba asta? Ce-i asta? Eu cred că am băgat eu ceva greșit în mine. Da, am ajuns aici. Eram într-o mină. What the fuck? Habar nu am unde sunt. Mă doare creierul. Hai să mai ne uităm pe aici, să vedem care e treaba. Unde la tine care ești? Cine ești? Unde ești? Salvează. Mamă, ce am crezut că e ceva chestia asta. Deci chestia asta am crezut că e ceva. Nu știu ceva. Wow! Fugi, tată. Fugi, tată, dar fugi unde? Unde am venit pe aici? Mă, dacă îmi sare ceva în față, acum e forță. Forța mondială. Ce pana mea? Fug unde să fug? Fugi de pe navă? Nu cred că am ajuns unde trebuia. Hai că îmi place unde suntem. Văd multe. Ce? Să mă arunc? Gata, mă. Bă, da, e foarte cu... Alo, alo! Mayday! Mayday, Mayday! 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 Dă-i impostorii să... Sună pe Bibi. O să nu sun pe Bibi. Nu răspunde. Zumi. Ne aruncăm în apă? Se auzi tu alarmul. Alo? Recepționează careva? Mayday? Muncea, dacă explodează acum ceva, mă cac pe mine, ești de bun. Am fost pe chat, o să explodeze, da, mă, deci dacă se întâmplă ceva acum, mă cac pe mine de tot. Bă, ce pana mea! Se explodeze nava. O să mamă, ești prost la cap cum s-a auzit asta. Bă, dar nu înțeleg că nu văd nimica. Sunt în mijlocul mării, ce pana mea, mă. Unde-i Bezea? În toată ecuația asta. Să mă arunc? Mă, dacă mor... Dar cum? Și da, eu chiar cred că sunt într-un vis în momentul de față. E imposibil să mă fi ajuns dintr-o mină pe un portavion. E ceva la mijloc. Deci s-ar putea să nu mor. Nu? Teoretic, dacă o luăm logic. Dar nu mai există nicio logică nimic asta. 3, 2, 1 și... Bă! Te-ai văzut că am făcut-o de-aia. Bă? Mariusel? Poftim? Ești bine, Mariusel? Băi, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ai leșinat, nu știu, ai visat, nu știu ce ai făcut. Păi și eu te... Că ai rămas pe acolo, pe jos, n-am avut drept să te iau. Am ținut fantoma. Deci, cred că ai visat mai pe scurt. Ce s-a întâmplat? Păi, dar ce s-a întâmplat cu mine? Păi, ți-am zis că ai căzut. Bă, ce-s mașinile astea? A fost un vis? Ușa asta de ce e închisă? N-a fost niciodată explodată? Nu știu. Nu, v-ați lovit amândoi la cap. Ea a fost prima și tu ai fost al doilea. Și decât tu erai în regulă sau cum? Da, pentru că mie mi s-a întâmplat nimica. Deci vei să-mi spui că am bubuit asta și acum n-are nimica. Eu am bubuit asta. Că n-ai vrut să intri, ai dat cu capul. Da! Nu, că-mi dau un pumn, da, iarăși, lasă-mă în pace, nu mă mai bag. Am renunțat. Doamne ferească. Deci ești bine, da? Ți se pare că par bine? Unde e Bezea? N-am zis de Bezea, n-am venit de aici pentru Bezea? De ce am ajuns aici? Tu ce știi? De ce suntem aici? Hello. Dar cine să ia? Nu știu cine e nimeni, dar nu mă răspunzi pe la întrebări? Cine sunt ăia? Nu știu, mă, cine să ia. Hai să nu mergem mașină, să plecăm. Ce? Ce? De ce ești tu la volan? Urcă, urcă. Unde mergem acum? Bezea unde este? Nu mai înțeleg. Vă rog eu mult, nu mai îmi puneți mie întrebările! Nu mai îmi puneți mie întrebările, că nu știu nimic! Nu mă, deci ce pun am dat? Cred că am gorit biroul. Ce pana mea? Doamne... Nu, du-te mă de aici, cine naiba să știa? Dom'l, bă, eu nu mai înțeleg nimic, mă, să-mi bat piciorul în... Îmi bat piciorul în ziua asta de... Frumoasă nuntă. Măcar am luat niște haine. Băi, n-am fost după niciun Bezea, ăsta leșinat, tu ai dat cu capul, deci înțelegeți? Nu am fost după niciun Bezea, n-a fost nimic. Cum am ajuns acolo? De ce ne-am dus acolo? Că asta nu înțeleg. Păi... Lag? Lasă-l în pace, că dacă nu mai e super încă o dată, îți dă și ție punct cum mi-a dat mie. Stați-mă în pace, vă puțin. A tras în roată. Fugi, fugi, fugi! Tragă! Mă lasă în durerea mea! Dacă ăsta e Antonel, ba piciorul în viața asta. Ți-l omor. Își jur că ți-l omor dacă se dă jos la noi. Zumi, ține cu pistolul pe el. Păi da, eu trag, las-mă să țintesc măcar. Trage. Dar n-am țintă. Dacă tu pleci. Cum vrei să tragă în dacă tu te miști stânga dreapta? Nu pot să-mi văd de viață liniștit până nu rezolv pe el, aparent. Și dacă vine lângă noi, te oprești, că ți-o omor pe noi. Corect. Alo. Aparent că am spart roata. Alo. Cine? Denisa. Cine? Denisa. Aoleo, cine e? Nu acum! Nu-i momentul! Nu-i momentul, nu-i acum! Doamne, iartă-mă, își ferește. Hai să mergem la un mecanic să-mi rezolv mașina. Uite-te și tu ce mi-am făcut la mașină. S-a dus, numai că i-ai făcut la mașină. Dacă mai ține urmărea mult, mă prinde. Te omor. De ce n-am stat eu acolo liniștit? Sau, băi, eu nu înțeleg. Da, o tupe să vină cu o carabină la ei. Am carabină. Ai o armă, Mariusel? Am! E putura asta rău mașina, nu știu cum să vă zic. Dar atât am avut bani. Trebuie să muncim pentru a avea mașină, guys. N-am avut cum să muncesc, trebuie să-mi primesc banii de la primar. Pentru că mi-au luat casa, mi-au luat mașina, mi-au luat tot. Trebuie să-mi primesc banii aia. O las de mine, parcă aș fi putut să am mașină mai bună. Asta e tot ce s-a putut. Cred că trabantura nu mergea mai repede oricum. Atât s-a putut. Ce naiba vrea de mine? Ai bani? Păi, guys, am 74.000. 74.000. Ce mașină ți-e cu 74.000? Hai că nu ne mai urmești, suntem ok. Trebuie să nu mă întoarcem în spate, că... Pentru prietenul nostru, nu da ceva. Da, nu mai facem rotire de 360. 160. 180? Mă rog. Eu nu înțeleg ce treabă are ăsta cu mine, mă. N-am stabilit, mă, ultima dată că n-am văzut, cred că n-avem nicio treabă unul cu altul. Asta am stabilit ultima dată. După aceea a început să mă urmărească. Bă, e bățul ca bă, să mor eu. Mă duc la asta să rezolv. Oh. Mă duc înapoi că trebuie să-mi rezolv mașina acolo. N-am ce să fac. N-am cum să merg cu asta așa. Și că ai 7 milioane. Bă, citiți mai bine. Sunt 74.467 de lei și 56 de bani. Ăștia sunt toți banii mei. Nu sunt milioane. Nu știu cum citiți voi, dar sunt milioane. Ce senzație mișto. Cea mai mișto. Oh, well. Gata. Da. E reparat. Ca nou. Așa. Ok. Acum. Ce naiba a fost asta? Eu nu mai zic nimic că îmi dai și pun peste față. Oh, Lozumi, de ce zici asta? Pentru că ai țipat, păi mi-ai dat și una atunci în magazin. Atunci nu mai fost... trebuie să vorbesc. Aia de la magazin ți-am spus că n-a fost cu intenție. A fost cu direct... Nu contează, lasă că tac și o să fie mai bine. Poftim? Am zis că o să tac și o să fie mai bine. Acum să supăr și asta pe mine. Nu mai pot, mă, toată lumea pe mine. Băi! Mamă! Guys. Ce să fac în momentul de față? Benzină. Am 32%. Bezea e mort. Bezea nici nu cred că exista. Crea... Ok, vreau să iau pe BIBI. BIBI, vine cu mine puțin. Am că explică cea mai bine. BIBI! Mă auzi? Da! Vino puțin cu mine să-mi explici. Eu, frate! Deci... E lag. Stai puțin. Stai și tu până... Nu e absolut niciun lag. Dacă mai văd un comentariu cu lag, afară. Nu e niciun lag. A fost doar un bug de la placa de captură, că normal n-aveți cum să vedeți voi lag, pentru că dacă nu simt eu lag, e imposibil să simțiți voi. Că e doar un... Oh, mă rog, nu mai zic mic. Ok. Ce s-a întâmplat? Mă auzi? Mă auzi? Da, stai! Ești bine? Da, cred. Sigur? Vreau să-mi explici și mie cum am ajuns noi acolo. Am avut niște chestii super ciudate. Te-am zis ceva de vreun Bezea? Deci, stai să zic, deci te-a sunat cineva, un prieten, nu știu cine era, că nu mi-ai zis cine, da. Și ne-a zis ca să mergem acolo, da? Și când ai intrat în... Da, ce e... Te-ai lovit la cap, gen ai căzut, te-ai lovit la cap și cel de atunci nu ți-a întâmplat, că nu... Deci nu am explodat treaba aia, nu ai văzut nimic. Nu-i așa? Nu, n-a explodat nimic. Nu să văd dacă răspunde cineva la numărul ăsta. Mi-a răspuns și mi-a închis cineva. Mă! Nu mai înțeleg nimic. Răspund? Nu mai mai sună. Alo. Sunați. Ce? De ce sunat? Arabu? Da. Ce-a întâmplat? Eu nu mai înțeleg nimica. Pe ce a întâmplat? De pe numărul tău de telefon m-a sunat cineva și mi-a zis că vin cu cameră, cu toate astea, mi-a arătat și toate astea. Și mi-a zis să vin ca la găsă pe Bezea și că toate astea. Tu ce faci? Eu Acum a intrat, acum a ajuns în oraș, fost la Viena. Fost la Viena, după aia a fost la Siria și în Siria, la frații mei, venit acum. Ce? Nu înțeles. Acum a ajuns la aeroport. Ia dă-mi cu camera. Da, știți cumva un magazin? Poți să pleci mai repede? Cum da tu camera? Un ATM, știi? Nu, lasă, dacă nu știu. Nu știu, poți să pleci. Nu contează, dacă nu știu. Sunat FaceTime, dacă vrut. Nu, sau poți? Să te văd? Da. Da. Hai. Dacă te pricepi. Ai acolo un buton. Sunați din nou pe FaceTime. Sunați din nou pe FaceTime. Ok. Nu mai sună arabul ăsta sau nu? Alo? Da. Ești la aeroport? Da. Aici, uitați. Acum a ajuns. Dar de unde a avut numărul meu? Eu de unde ți-am numărul? Da? Eu mă întreb cum de pe numărul tău de telefon m-a sunat nu știu cine și mi-a propus. Cine e sunat? Că de-abia acum a luat număr de aici, de la tarabă. Cine e sunat numărul meu? Păți ceva? Păți multe și multe rău. Am probleme mari. Trebuie neapărat să ne vedem mâine și să facem o... Să fie bine cu Antonel, neapărat. Că am probleme mari azi. Am fost atacat de el. Atacat? Da, atacat. Atacat la modul cel mai serios. Eu nu știu, eu nu am vorbit nici cu Antonel, nici cu nimeni. Eu plecat. Eu acum am venit, nu știu. Promitem că ne vedem mâine. Văzut, da, văzut. Bine, te las, ceau. Ai grijă. Ai grijă. Tu sigur bine, tu parlă la cap. Nu mai zi nimic, că sunt pe altă planetă. Ceau. Înțeles. Oh my god. Hai, baby. Bine. Unde-i Zumi? Pui de-a... Unde? Tracționează. După stâncă. Unde-i? Uite. Na. Ce faci? Nimic. Ești ok? Da. Nu prea pare ok. Ba, ok. Hello. Mă, băieți. Bă, ți-am dat numărul meu de telefon să mă sun non-stop? Ce ți-am zis? Da. Ți-am zis că te sun eu! Bine. Bă, mă sună femeile astea să mor eu! Mai lăsați-mă! Uite-mă tăl aici. Aici ne dormim în seara asta. Nu mai mici de aici. E ok? Da, eu dorm în mașină. De ce? Că e mai bine. Mă, tu nu ești ok deloc. Măi, vină puțin să vorbim. Ei e supărat de când i-ai dat aia în cap. Și ea nu înțelege că n-am făcut-o cu intenție sau nu? Lasă așa, nu, lasă că e ok. Duceți-vă voi, luați-vă camere, eu stau bine în mașină. Se auzea el urât, David. Nu se auzea urât cu aia care vorbim la telefon. Se auzea el urât. Nu știu ce să, că și eu l-auzeam la fel. Baby, ești aici. Da. Sau și eu, stați aici. Mă bag să cumpăr camera, nu știu toate astea. Așa. Guys, o să stăm în seara asta aici. Că n-avem ce facem decât să dormim în seara asta aici. Și arabul s-a auzit urât aproape să îngră. Păi da, el s-a auzit urât, asta zic, s-a auzit urât pe telefon. Nu știu ce care e treaba. Bezea, o să vedem data viitoare. Din câte am observat, a fost pur și simplu în capul meu. A fost pur și simplu în capul meu, din câte am observat. Efectiv, data viitoare trebuie să neapărat să rezolvăm. Cum naiba aflat Antonel că eram acolo? Cum naiba? Nu mai am o grămadă de întrebări. Dar nu uitați, fiți activi, guys, pentru că următorul episod o să fie mare nebunie, mare circ, cum vă place vouă. Și eu îmi doream ca următorul episod să fie nunta, vă zic sincer. Dar nu cred că pot în situația asta, deci voiam să fac episodul ăsta ăsta așa fumând, nu, haine, nu știu ce. Și băgea să fie nunta. Dar uitați și voi că nu pot. Nu pot în situația în care sunt atacat. Imediat am atacat. Nu pot să stau liniștit. Pe bune. Nu pot să stau liniștit. Nu am făcut nimica și sunt atacat. Dar am nicio treabă, am stabilit că nu ne mai... Așa, el a început să mă urmărească, după aceea nu mai auzit nimic de el și acum, pam. Să vină circul. La mine vorbești cu Zumi că și a visat același lucru. Nu știu, trebuie să vorbesc și cu Zumi. Trebuie să văd care-i treaba. E complicată toată treaba. A venit și tu un episod extrem de mare. Eu am fost Andrei. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de like. A fost un episod special. Mai diferit, mai complicat, extrem de complicat, cu extrem de multă Mamă, n-aveți idee, guys. Fiți activi, vă aștept pe server OneTap România ca să vă jucați alături de mine și dacă vreți să aplicați în roleplay, v-am spus, o să fie ca criteriu câte ore aveți pe server. Deci vă aștept pe server să faceți acolo cât mai multe ore. Asta o să fie un criteriu, pe lângă dacă știți să faceți roleplay, o să fie și criteriu. Și cum aflați câte ore aveți jucate, scrieți pe ceas /ore jucate. Eu am, spre exemplu, 6 ore pe server. Las că vă și arăt. Bam. Vedeți acolo în stânga, am 6 ore jucate. Uite, ai 6 ore jucate pe server OneTap România. Ok? Cam așa vedeți care este treaba, așa vedeți câte ore aveți, /ore jucate. Da. Așa. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. Apăsați pe clopoțel, pe like și ne auzim data viitoare cu chestii și mai complicate, cred că.